Continuăm cu alte două femei tinere, talentate, frumoase, mame, care știu și ele, exact cum spuneam ceva mai devreme, de 3 ani, ce înseamnă să fii mamă și care râd împreună pe Instagram de modul în care li s-a schimbat viața după naștere. Așadar, rămânem la capitolul mame, fabuloasa Alina Tănasă și Flavia Mihășan. Sunt aici, le-ați văzut în spate, le poftim alături de noi. Sărut mâna! Bine, Tănasă! Da, asta vreau să zic, că după atâta timp și încă ai probleme cu numele. Tănasă, nu, este fetele arătat superb. Ce se întâmplă cu voi? V-ați îmbrăcat la fel, sunteți minunate. Ai observat, chiar mă gândeam dacă o să observi. Da, am observat, dar mi se pare ceva. Tu erai cu altcineva de mână de obicei când veneai la emisiune. Dar să știi că sunt cu ea de mână în continuare, doar că e o conjunctură. Iartă-mă, deci fabuloasele erau în felul următor. Erai tu, Alina și... Și Diana, dar suntem în continuare fabuloasele. Păi ce, fabuloasele? Adică nu sunt suficient de fabuloasă sau ce? Iartă-mă, ba da, fabuloasă, dar am vrut să zic așa și Diana, adică era neobișnuită, da, adică... O să venim și cu Diana. Ok, hai să luăm un loc acolo, hai, nu? Vreți acolo la bar sau mai bine pe canapea? Unde vă simțiți bine? Hai pe canapea, că suntem obosite, avem copii, ah, hai! Iartă-mă, perfect, dar stai să-mi iau întrebările. Eu voiam și la bar, că n-am mai stat de mult la bar, sincer, adică... Doamne, chiar. Știi cum e, pe canapea mai bun, stau și acasă, dar la bar mai rar. Amândouă, așa sclipitoare, da, adică... Ne-am pregătit, de cât timp sunteți prietene? Cum a început prietenia voastră? Mă, dacă ți-aduci aminte, a început cu un scutec la mare. Da? Așa este, așa da, este. M-a învățat Flavia ce se întâmplă cu scutecul, pentru că eu aveam niște scuteci din alea chiloțel și eu nu știam, eu mă gândeam, mă, de ce le folosește lumea, că e foarte greu de dat jos cu caca. Da. Și mi-a zis, păi se rup într-o parte. Da. Wow! Am descoperit apa. Așa ne-am împrietenit, dacă așa vine să crezi. Așa un scutec. E, deci asta acum vreo câți ani? 3 aproape, 2 ani, nu, 2 ani. Da, Flavia are 2 băieți, iar tu, Alina, ai un băiat, nu? Da. Ideea e că mai devreme am avut o viitoare mămică, am avut o viitoare mămică, Roxana Hulpe, care are tot felul de griji, ea fiind însărcinată în 7 luni. Acum avem 2 mame care sunt pregătite pentru orice în viața asta. Clar. Trebuie. Clar. Dar cum puteți să faceți diferența între viața dinainte și viața de după, când vă aduceți aminte când erați însărcinate, însărcinate, panicile alea pe care le aveați? Nu prea am avut. Am avut o sarcină foarte faină, știi că am venit și la tine. Eu chiar m-am bucurat de sarcină și nici nu am, cred că am avut noroc că nu am făcut așteptări de cum va fi. Și le-am luat așa cum au venit și a fost foarte ușor, dar nici nu pot să zic că mă așteptam să fie ușor. Dar sau viața că total imaginam viața de pindere. Cum erați voi înainte de să fiți însărcinate și mame și cum e acum? Tu ți-aduci aminte că veneam la tine și îți povesteam numai despre câte plecări avem, despre asta vorbeam, chiar am găsit un material și cât plecam cu Diana și acum, na, cumva nici măcar nu mai reușim să ne vedem atât de des cum ne-am dorit, pentru că programul ei cu Amelie e diferit de al meu cu Leon și nu ne sincronizăm și uite... Na. Dar lanțul de iubire nu s-a rupt. Lanțul de iubire nu s-a rupt. Am înțeles. Nu. Flavia, nu, doar s-a, nu s-a rupt, cum să se rupă? Nu, ideea este că și Diana a făcut niște reel-uri cu niște... pur și simplu am zis cu Flavia, hai să încercăm ceva împreună. Nu, eu te-am întrebat la ce mă, tu eram obișnuit întotdeauna, vedeai fabuloasele, era Alina și Diana și de asta. Păi adică... și suntem în continuare, că eu cu Flavia nu suntem fabuloasele, e Flavia și Alina. Adică... Exact, și ele tot cu F, adică tot, tot fabuloase. Flavia, la tine cum era viața înainte? Doamne, la mine era o agitație totală, este în continuare agitată, dar altfel, spre exemplu, acum am început repetițiile și am colegi care se trezesc la 12 și vin direct la repetiții și se plâng de cât sunt de obosiți, iar eu nu mi-amintesc, adică nici măcar nu știu când dorm, efectiv, pentru că, dar nu intrăm, nu, n-am venit aici să ne plângem, totul este minunat. Zis, înainte să intrăm, mi-a zis Flavia, fii atentă. Nu ne plângem. Nu ne plângem, suntem așa, suntem foarte sclipitoare și o să pare zi. Da, mă, trebuie să inspirăm, hai, mă, că știi? Nu, nu e ușor să fii părinte. Nu e adică ușor, și nu. Când auzeam pe mama, las că o să ai tu copilul tău să vezi cum e, ce-am bine, de ce poate să fie atât de greu. Toți am auzit-o. Ideea este că să nu-și imagineze lumea că avem vreo 3 bone acasă și noi suntem niște divi absolute. Nu avem care nici măcar ne una. Noi adică suntem bonele. Eu am noroc cu grădinița la Leon care mă salvează, dar ajutor n-am avut și nici nu cred că mi-aș fi dorit, pentru că sunt prea control freak și nu cred că mi-ar fi plăcut să am pe cineva lângă. Dar viața voastră înainte să deveniți, să fiți însărcinate, vă imaginați că arată cum e acum? Adică atunci, înainte, când să fiți înțărcinat, ziceați, bă, așa o să fie când o să fiu eu mamă. Deci măcar nu mi-am imaginat, habar n-aveam cum va fi, Cătălin. Dar cumva cred că a și venit și la mine și la Flavia la o vârstă la care cumva eram pregătite. Poate dacă ar veni la 25 de ani, ar fi fost altceva. Da, da, da. Dar da, după 30, și cumva, simt, adică simt că am făcut o grămadă de lucruri și că nu am pierdut lucruri. Exact. Adică
ok, puteam să fac mai multe, clar, tot timpul există mai mult. Da. Dar mi se pare că totuși am făcut destule și că am trăit destule experiențe ca acum să fiu pregătită să-l cresc pe Leon, da, și să fac cu el aventuri și să-i ofer lui. Adică a venit la momentul când da, ești totul... pregătit să dai, adică să nu mai fie vorba numai despre tine și te învață foarte multă răbdare, adaptabilitate. Adică eu acum pot să fac ceea ce nu făceam înainte, adică nu găteam deloc. Gătesc două feluri de mâncare, am grijă de doi copii mici, să nu se rănească și reușesc să fac și duș și uite, sunt îmbrăcată în... Discuțiile, da, adică... discuțiile cu Flavia sunt tot timpul la modul, eu nu pot să mă plâng de nimica cu ea, că la ea e ori doi, știi? Și nu, e și cu unul vine... e la fel de greu, că... Da, dar e mai greu, că totuși sunt doi. Mă rog, aveți probleme, gândiți-vă la încaserea. Nu pot să mă gândesc așa, deci nu există. Eu nu pot să-mi imaginez mai mult de atât. Da, adică tu zici, bă, că am un copil e greu, dar asta e care cineva doi copii, asta e care cineva trei copii, asta e care cineva patru, asta e care cineva... Și e o chestie, nu cred că se compară cazuri. Că n-ai cum să compari, nici de unul care are 5, nici unul care are 10, pentru că diferă și stilul și toată organizarea și ce copil e, adică Anca e o tipă calmă. Și copiii sunt calmi, adică la mine am tsunami acasă, adică crede-mă, e tsunami, tsunami. Eu ajung în parc. Și l-am pe Tudor, că de cele mai multe ori... Nu, de Tudor e mai mare, nu? Nu, Tudor e cel mic, are un an și șase Tudor luni, iar Carol... Tudor are un an și șase luni și Carol? Da, 3 ani și 5 luni, el merge deci la Deci Carol și Leon sunt apropiați. Exact, ei s-au și făcut și cunoaște și sunt și prieteni și vor fi pe mai departe. Ideea este că ajung în parc, l-am pe cel mic într-un soi de marsupiu scăunel, Carol cu bicicleta, ăsta se duce într-o parte, îl pun pe Tudor, se duce în partea cealaltă și eu rămân și mă gândesc, ok, după care fug acum? După... Să știi că asta îmi imaginez tot timpul cele în parc, mai știi? Că cum ai deci doi? E, că, trebuie da, să filmeze cineva. Cu cum faci? Adică dacă ai doi, mai ai o tată, să zici că pleci cu tată, să zici. Mi se pare că te obișnuiești orice ar fi. Adică te adaptezi. Măi, măcar mă uit doar la Leon, care Leon oricum este nebunia parcului. Adică am fost, apropo, ca o paranteză, am fost la un loc de joacă în weekend. Și a venit, cum al meu are părul lung, foarte multă lume crede că este fetiță. Zice, veniți să vă luați fetița, că bate pe toată lumea. Știi? Adică, și eram, ok, super bine, fun, adică, super da, bun și... foarte drăguț și are foarte multă energie, Leon, și e super. Uite, aici erați înainte de căsătorie și apoi, înainte de a deveni mame, nu? Și aici? Da. Și, da. Adică ne-am luat și noi ce o jumătate zic, de zi și am făcut o nebunie. Cred că le-am făcut în 3 ore, ca idee. Da, mă, dar acum apreciez totul mult mai mult. Adică dacă ai cumva timp să citești o carte sau să te uiți la un serial, Doamne Dumnezeule mare, este amazing. Da. Vrei jucării în poșetă, nu? Normal, ce tu nu ai în geanta ta sau în ghiozdan? La mine e cel mai mare... ca să zic așa, diferență o văd de la telefon, știi? Adică înainte dacă vedeam un prieten cu fotografii, ziceam, cum ai mă, copilul, nu ai nicio poză. Și acum, de fapt, telefonul meu e plin doar cu poze cu copii și cu familie. Da, și când ai la search și desene de tot felul. Da. Și, da. Fetelor, am pentru voi câteva situații, am vrea să vedem cum răspundeți, pentru că suntem și de la, suntem de la asociația, vrem copii sănătoși și avem testul mamelor moderne, da? Mm-hmm. Perfect. Adică sunt niște situații ipotetice, vrem să vedem efectiv cum ați reacționa, da? Perfect, Flavia Alina, atenție. Cum reacționăm? Da, cum acționați, trăim, perfect. Știi? L-ai lăsat pe Carol, / Leon, da? Cu mama bună, uh-huh. Și a ieșit cu fetele într-o seară de sâmbătă. Ai stat până dimineața, ca în perioada în care nu aveai copii, te pui la somn la 5 dimineața, iar la 7 copilul trage de tine că vrea să se joace. Deci la 5 dimineața te-ai culcat, la 7 trage de tine că se joace. Nu mi s-a întâmplat niciodată de când sunt mamă, așa o nebunie, cum ar fi, dar așa. Încerc. Nu poți să te concentrezi, ți se închid ochii și acum e întrebarea, ce faci să mai câștigi măcar 2 ore de somn? Îl rog pe tati. Tati! Păi a venit și el cu tine de la 5 dimineața. Am ieșit, ce nebun, stăteam în 2. Atunci tata mea acasă, poftim, e singură cu el. Ne-a părăsit. E singură cu el. Cu copilul, mă da? Mă ridic, îți dai seama, n-am cum. Să știi deci că... nu, te ridici. Te ridici, n-ai. Dar nu prea ai ce să faci. Ai ce să faci. Mi s-a mai întâmplat mami, să se joace mami. Leon pe lângă mine. La mine cumva s-a mai putut că eu am unul. Da. Se joacă Leon pe lângă mine și eu zic, mami, mi-e somn și el vine și mi-aduce tot felul de jucării și chestii și până la urmă tot trebuie să te ridici, îți faci o cafea foarte tare și... Deci asta e, cafea foarte tare și mergi mai departe. Respir ca la yoga. Da. Așa trebuie să-ți arăt. Deci ideea e că nu poți să câștigi la 2 ore de somn în plus. Singura chestie, dacă doarme la prânz,
Nu, și atunci trage de tine la 7 dimineața, deci n-ai nicio șansă. Te trezești, n-ai nicio șansă. Nu, n-ai. Mergem la întrebarea cu numărul 2, a doua situație. Perfect, deci copilul câștigă. Ați avut o zi grea, iar când ajunge acasă Leon și după caz Carol, are câte o criză de plâns copilul. Deci plânsul de la rău de tot. Da. Știi că l-ar liniști ceva dulce, dar e prea târziu pentru asta. Nu l-ar liniști ceva dulce. Ce faci? Cedezi și dai dulce sau cauți alte metode? Caut alte metode de fiecare dată. Nu, băi, dacă îi dau... Să știi că nu-l liniștește, nu liniștește, din păcate. Ei când sunt foarte supărați și am tantrum, cer tot felul de lucruri, dar nu e vorba despre lucrurile alea, e vorba despre nevoie emoțională. În primul rând trebuie să te cobori la nivelul lui, să faci contact vizual cu copilul, e foarte important să faci contact vizual și să-i spui că înțelegi că este supărat, înțelegi că a avut o problemă, că are, empatizezi cu el și spui că ești acolo pentru el și va plânge cam până se va descărca, după care îți spun eu că nici nu mai cere ciocolată. Iar mi s-a întâmplat de multe ori. Îmi va cere o poveste pentru că el vrea să fie pilot de avioane și de rachete. Și tot timpul zice, mami, vrei poveste cu rachete și cu avioane? Și asta liniștește și am... Ai scăpat. Apropo de chestia asta, știi că și Leon vrea pilot. Nu și aseară mi-a zis, mami, m-am gândit, nu mai vreau pilot. Eu vreau șofer de autobuz sau de mașină mare. Zic, bine, mami, e ok, poți șofer, dar trece de la tot felul de vehicule. Bun, mai am o ipoteză pentru voi. Sunteți în supermarket cu copiii, da? Carol, Leon, după caz, toate bune și frumoase, până când copilul are un tantrum, exact cum spunea. Se tăvălește pe jos și toată lumea din jur se distrează, unii chiar filmează. Voi cum rezolvați situația? Am stat o oră și ceva într-un supermarket. Ai trecut prin asta? Mi-a făcut un tantrum foarte urât. Și nu m-a filmat nimeni, dar toată lumea se uita cu așa o milă la mine. Da, știu privirea aia, știu. Și am stat acolo o oră și am plecat după aia cu cumpărăturile care erau foarte multe și cu el în brațe, pentru că a avut în brațe, până la mașina pe care o parcasem foarte departe, pentru că eram lângă un mall care avea un supermarket lângă și parcasem la mall. A fost greu, am stat cu el vreo oră și eu, eu merg cu amândoi câteodată, mi se pare, adică și mie îmi place să fie, știi, hardcore. Și pe unul pun, ai văzut în căruciorul de cumpărături, și pe unul înăuntru și le iau jucării din supermarket și le dau să joace până ajungem la acasă. Și apoi pui jucările înapoi, bineînțeles, sau dacă își doresc măcar una au voie. Vedeți că la mine tantrum a fost făcut după ce am plătit, după ce am plecat, adică plătisem, ieșeam. Și nu mai știu ce l-a deranjat, că nu am luat nu știu ce, că vroia nu știu ce sucă. Și cum e nevoie de asta, zic? Adică ai stat cu el acolo să-l liniștești? Stau cu el și am spus că îl înțeleg că e supărat și că își dorește, dar nu se poate. Ok, n-ai ce dat. Mi s-a întâmplat de vreo câteva ori să mă ia nervul și să-mi dau două palme în casa asta. Efectiv, m-a dat toată și cu capul de perete. Hai să nu dăm chiar atât de multe detalii. Erai sigură că te-ai luat la palme? Deci efectiv nu mai. A fost o zi, cred că ziua când am hotărât că o să-l înțarc, în care efectiv a fost... Noi trebuie să inspirăm femeile. E adevărat, adică se întâmplă lucrurile astea. Efectiv, mi-am dat două palme cât am putut eu de tare, nu în fața lui, m-am dus în baie, normal, era la ușă. Sperii copilul, femeie. După care m-am dat o dată cu capul de ușă. Cum ai dat? Deci nu, Alina! E adevărat. Și m-am calmat și după aia mă durea așa o chestie, când făceam așa, mă durea așa niște, nu era o chestie la nivel așa, ziceai că mă, cred că mi-a atins un nerv, ceva, o treabă. Măi, ok, și asta este. Dar se întâmplă. Dar de multe ori îmi vine să-mi dau palme. Respirația, da. Știu că nu mai funcționează alea două palme. Draga mea, dar am învățat altceva la yoga. Deci inspir pe nară. Păi așa se face, da. Expir pe cealaltă. Da? Nu e nevoie să ajungi până la... Vezi că am niște cărți cu noni 10 minute pe zi crește capacitatea pulmonară. 10 minute să fac asta? 10 minute pe zi, da. Când îți vine să te răbești cel mai tare, te duci, te întorci cu spate. Sunt foarte bune pentru copii. Copiii se calmează dacă fac. 10 minute, continuu. Copiii de 6 ori. De 6 ori trebuie să facă copilul. De 6 ori? Dacă face de 6 ori copilul, dacă face și de 3 ori, se calmează, doar că Leon nu vrea tot timpul să le facă. Îl ajută foarte mult. Am rămas la asta, trebuie să facem continuu 10 minute sau într-o zi întreagă să strâng 10 minute? Nu, odată 10 minute. Ai 10 minute să respiri așa? Poți. E foarte... Uite. Păi... Și mai schimbi nara după 5 minute? Câteodată mai schimbi. Uite, poți să faci și să... Trebuie să dai aerul pe cealaltă. E foarte important. Ok, hai că avem tot pauză publicitară, după aia și rezolvăm. Poți să respiri bine cu asta.
Cum? Vezi, înseamnă că latura ta masculină sau feminină nu este suficient de ancorată. Deci să trebuie să lucrezi și la asta. Dar intrăm în alte discuții. Ce mama ta în copilărie. Se zice că o anumită parte reprezintă partea feminină și o anumită este feminină și viața de semn. Și eu am de viață. Și eu am nasul strâmb. Puteți să facem ceva în legătură cu asta. Perfect. La două operațiuni ai gratis. Mai am o situație pentru voi și gata, vă las, fetelor. Este sâmbătă după amiază. Copiii voștri, adică Carol, Leon, tocmai au plecat în parc cu bunicii. Vă bucurați și voi că ați rămas acasă singure, fiecare cu soțul ei. Ce faceți? Mamă. Nu, sunteți doar voi doi în dormitor. Așa. E nebunie, înțelegi? Face curat, nebunie. Stai un pic, intră Carol, Leon, pentru că avea nevoie la toaletă, bunicii l-au ajuns și intră și vă surprind pe voi în momentele alea intime. Ce spuneți copilului? Mama, asta e dură, tare. E dură pentru că noi sincer am face curat. Deci, adică intră și vă vede în acțiune. Băi, ar fi nasol. Copiii nu trebuie să știe lucrul ăsta despre părinți. Adică partea intimă a relației trebuie lăsată să fie, adică copilul nu trebuie să știe. Dar să zicem că el spune ipotetic, să zicem că se întâmplă. Nici nu pot să mă gândesc. Zicem că resuscitam pe tate, știi, ca în filme, adică... A, nu, tu ok. Nu știu exact cum e acum. Sau tate mă resuscita, dar cred că s-ar feria mai tare. Dacă ar fi resuscitat pe tate, ok. Să n-aibă mami probleme, știi? Și cum face? Ce ați face? Ar fi greu. Adică eu cred că îmi pun ială. Când o să fie să se întâmple, îmi pun o ială frumos, fiu sigur. Ai ială la ușă, nu? Da. Oricum am interfon, sunt securizată, nu s-ar întâmpla. Și se întâmplă, intră copilul, se vede așa, mami... Și că era un banc, apropo de chestia asta, cu, știți, bancul ăla cu Rolex Watch? Nu. Că un copil se duce la școală și spune că e în engleză, dar îl zic așa repede. Are un copil, colegul, un ceas. Și zice, wow, ai Rolex Watch, de unde l-ai luat? Păi, I saw my mother and father having sex and my father asked me what do I want and I said I want a Rolex watch. Not to say to the others. Și zic, ok, I will do the same thing with my parents. Fac la fel cu ai mei. Și s-a dus ăsta micu și a prins. Și tot se întreabă, ce faci? I want a watch. Ah, come on, go on and watch. Așa că, n-am face așa. Nu. Dar tu, frate, ce ai face? S-a întâmplat? Ați trăit momente de genul ăsta? Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și oricum avem foarte mare grijă. Nu s-a întâmplat, nu mai avem când, nu mai facem, nu mai, gata, este... Și oricum, bine, se trezesc câteodată, dar nu știu. Se trezesc când se întâmplă, nu? Păi... Știi cum e? Că așa se întâmplă. Că se te zice, mami! Super. Nu acum! Dar asta se întâmplă noapte și de obicei nu vin, te duci tu. Nu, bineînțeles. Deci cumva, și oricum mai facem curat, hello. Da. Da, și nu curat sub plapum, adică... Da. Alina, oameni buni, Alina Tanasă și Flavia Mihășan vă așteaptă pe rețelele lor de socializare să stați de vorbă și, bineînțeles, în parc vă puteți întâlni cu cele două mămici care arată treznet. Fetelor, vă mulțumesc mult pentru că ați trecut pe la noi și vă mai așteptăm.